Aș mai semnala ca atitudini nocive pentru credibilitatea României votul dat în Parlament acum două zile în privința punerii la dispoziție pentru arestare a domnului deputat Vlad Cosma. Consider și subliniez acest lucru, consider că Parlamentul nu are dreptul să se constituie justiției. Cu certitudine, mult mai potrivit ar fi fost ca decizia de arestare sau nearestare a domnului Vlad Cosma să o ia la cererea procurorilor un judecător și nici de cum un vot politic încurajat prin prezența în Parlament la vot a domnului prim-ministru Victor Ponta. Victor Viorel Ponta nu se dezminte. Acum câteva luni se făcea scut în fața baronului de Argeș și a președintelui Consiliului Județean. Astăzi, prin hotărâre judecătorească definitivă, acel om trebuie să părăsească funcția. Și de data aceasta, Victor Viorel Ponta a ținut să fie solidar cu hoții, confirmând ceea ce eu consider sau ceea ce eu apreciez ca și conduita acestui prim-ministru, că este un prim-ministru corupt, fără valori morale, doar cu interese politice. Cei 222 de parlamentari ai PSD, UNPR și PC care au împiedicat cursul justiției în frunte cu Victor Viorel Ponta și cu Liviu Dragnea au o mare responsabilitate pentru modul în care activitatea Parlamentului va fi reflectată și în viitorul raport MCV.